Prima ninsoare din acest an la Iași. Timp de câteva ore a fulguit continuu, iar în anumite localități din județ s-a așternut un strat consistent de zăpadă. Autospeciale de dezăpezire au fost scoase la stradă și în municipiu. Au intervenit în mai multe zone 7 autocamioane, 3 sărărițe, 3 buldo-excavatoare, un încărcător frontal și 23 de muncitori. Compania de transport public a folosit pentru acțiunile de dezăpezire 2 utilaje și 10 muncitori, care au utilizat 500 de kilograme de sare și 200 de kilograme de clorură de calciu. Pentru acțiunile de dezăpezire din această iarnă, Citadin, Servicii Publice SA, Salubri SA și Compania de Transport Public au la dispoziție în total 190 de utilaje și autovehicule și 400 de angajați. Din numărul total de autovehicule și utilaje, 116 sunt ale societăților comerciale ale municipalității, iar restul sunt contractate de Citadin SA, urmând să fie utilizate în funcție de vreme.